Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru ziua de miercuri 10 martie. Și acum hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici Îngerul Viselor, cartea care în acest set de tarot reprezintă arcana majoră Steaua, o arcană majoră conectată puternic cu Zodia Vărsătorului și cu tot ce simbolizează acest semn zodiacal. În etalarea de dragoste, această carte ne arată că nimic nu este imposibil. Aveți o stea norocoasă care este acolo să vă ajute, trebuie doar să îi cereți ajutorul. Trebuie să vă clarificați în interiorul vostru ce vă doriți de la relația voastră, de la situația voastră sentimentală și pe urmă trebuie să aveți curajul să trimiteți această cerere în univers, să faceți această rugăciune divinității, să atrageți această relație, această situație de dragoste pe care vă doriți. Indiferent dacă sunteți singuri sau sunteți într-o relație, astăzi este ziua ideală pentru a iniția lucruri noi la capitolul acesta romantic, sentimental. Pentru cei care sunteți singuri, e posibil să cunoașteți pe cineva prin intermediul prietenilor sau e posibil să vedeți într-o altă lumină pe cineva din cercul vostru de prieteni și să vă dați seama că acolo ar putea să fie ceva mai mult, acolo există posibilitatea pentru o relație în viitor. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, gândiți-vă la acele lucruri pe care vreți să le îmbunătățiți la relația voastră, da? Atenție, nu la partenerul vostru. Nu vă gândiți cum vreți să vă schimbați partenerul sau partenera, ci cum vreți să vă schimbați relația. Ce înseamnă asta? Că trebuie să lucrați și asupra voastră pentru a implementa schimbările pe care le doriți la capitolul sentimental. Dacă realizați acest lucru, că schimbarea nu vine doar de la celălalt, vine și de la voi, vine din uniunea voastră, atunci lucrurile sunt foarte bine aspectate și pot să iasă exact așa cum v-ați dorit. Toate schimbările pe care o să le implementați astăzi în situația voastră sentimentală o să ducă la lucruri frumoase și benefice pentru voi. Trebuie doar să aveți curajul să visați, trebuie să vă deschideți mintea și inima, pentru că atunci când o să fiți capabili să vă imaginați mai mult, mai frumos, mai armonios, cu mai multă bucurie și pasiune, puteți să și faceți pași activ pentru a crea această realitate în viața voastră. Dar totul vine din imaginație. Mai întâi trebuie să fiți capabili să vă imaginați acest viitor frumos, această relație armonioasă, acest partener perfect și de-abia apoi lucrurile vor veni în realitate. Pe partea de sănătate avem Hierofantul, Marele Preot, o altă arcană majoră, o carte foarte frumoasă care în tarot este foarte puternic conectată cu Zodia Taurului și tot simbolismul din spatele acestei zodii. Pe partea de sănătate aici această carte vine cu mai multe simboluri, cu mai multe semnificații. Pe de o parte, riscul acestei cărți este ca astăzi să vă complaceți foarte mult în situația în care sunteți, să căutați bucuria, împlinirea la fundul unui pahar de vin, în prea multe dulciuri, în prea multă mâncare, dar riscul aici este de excese, excese din acele lucruri care ne fac plăcere, pentru că vrem să compensăm pentru anumite lucruri care nu merg atât de bine în viața noastră. Partea pozitivă din spatele acestei cărți este că Hierofantul, Marele Preot, vine cu un bagaj foarte mare de cunoștințe, de înțelepciune și pentru toți aceia dintre voi care o să aveți de-a face cu instituții medicale, cu medici, terapeuți, cu asistente medicale, cu oameni care lucrează în farmacii, cu oricine care lucrează în domeniul acesta medical, cu oricine care este o persoană de autoritate în domeniul medical, o să obțineți ajutor, susținere și sfaturi foarte bune din partea acestor oameni. Prin urmare, astăzi, dacă
aveți programată o vizită la medic sau aveți programate niște analize sau o vizită la un tratament, la un terapeut, puteți să aveți încredere 100% în sfatul, tratamentul, terapia pe care această persoană vă recomandă, pentru că aveți aici de face cu o persoană de autoritate, cu un expert în domeniul său, cu o persoană care vă vrea binele, nu este rea intenționată absolut deloc și care vă poate ajuta, vă poate ghida să găsiți traseul optim pentru starea voastră de sănătate. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem aici 6 de săbii, o carte de strategie. Sunteți aici la această tablă de șah și e momentul să vă faceți următoarea mișcare. E foarte important înainte să acționați, înainte să mutați piesele pe această tablă de șah, să vă faceți strategia pe termen lung. Nu gândiți pe termen scurt doar pentru mutarea actuală, gândiți pe termen lung, gândiți-vă la următoarele 3, 5, 10 mutări, faceți-vă strategia pe tot jocul, pentru că doar în acest fel puteți să ieșiți învingători. Ce înseamnă asta practic pentru voi, să nu vorbim în metafore? Înseamnă că atunci când vi se oferă un job nou, o poziție nouă, responsabilități noi, poate chiar în cadrul aceleiași companii sau de la o companie concurentă, e foarte important să vă faceți liste pro și contra. Ce câștigați dacă acceptați această nouă ofertă de muncă sau aceste noi responsabilități versus ce trebuie să dați, ce trebuie să oferiți voi de la voi. S-ar putea ca într-adevăr oferta să vină cu o mărire de salar, dar în același timp să necesite și mai mult timp, mai multă atenție din partea voastră, mai mult stres, mai multe responsabilități. E foarte important aici să cântăriți toate elementele în balanță și să luați decizia optimă pentru voi. Eu nu pot să vă zic care e decizia corectă. Asta voi trebuie să hotărâți. Voi trebuie să analizați și să ajungeți la o concluzie. Pentru că fiecare dintre noi este diferit, fiecare dintre noi are alte priorități, fiecare dintre noi a venit înzestrat cu un anumit set de abilități, de competențe, de talente native și fiecare dintre noi poate să ducă alte responsabilități pe umerii săi. Aici sfatul cărții, sfatul energiei din această zi este acela de a planifica, de a planifica pe termen lung. Dacă pentru voi nu este cazul de o ofertă de job nou sau de ofertă de task-uri noi, de activități noi la locul de muncă, atunci este foarte important să începeți să vă gândiți la viitor, să planificați pe termen lung. Câți bani puneți deoparte, câți bani cheltuiți în fiecare lună, unde puteți să optimizați cheltuielile voastre. Analizați-vă atent stilul de viață, poate că aveți un stil de viață superior față de capacitățile voastre financiare și atunci trebuie să renunțați la anumite lucruri. Poate nu e suficient doar să puneți banii aia deoparte, ci ar trebui să vă gândiți să-i investiți ca să înceapă banii să și facă acolo o dobândă, pentru că altfel în timp ei doar o să se devalorizeze. Poate e momentul să investiți în voi, în aparatură, în cursuri, în dezvoltare personală. Nu știu, depinde de situația particulară a fiecăruia, aici este momentul să vă gândiți pe termen lung și să faceți un plan de acțiune. Niște energii foarte interesante pentru această zi și înainte să finalizăm etalarea vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru ziua curentă. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați, dați un like acestui video. Și acum hai să vedem mesajul pentru ziua de astăzi. Pentru toată lumea este următorul. Sunt conectat cu întreaga viață. Pot contribui fie la distrugerea planetei, fie la vindecarea ei. În fiecare zi aleg să-i trimit planetei energie iubitoare, tămăduitoare. Ceea ce fac cu mintea mea chiar face o diferență. Un mesaj foarte frumos care ne aduce aminte că suntem cu toții interconectați, la nivel global suntem o singură conștiință planetară și emoțiile, gândurile, sentimentele fiecăruia dintre noi afectează energia planetei, afectează
capacitatea fiecăruia dintre noi de a atrage în viața noastră acele lucruri pe care ni le dorim. Concentrați-vă pe lucrurile pozitive, frumoase din jurul vostru și încercați să multiplicați această energie de gratitudine, de iubire, de conectare, de apartenență. Pentru că în acest fel o să reușim să creștem vibrația întregei planete și o să ne fie mai ușor fiecăruia dintre noi. Atunci când vecinul nostru suferă, nu doar pentru el este rău, ci este rău pentru toată planeta. Gândiți-vă la acest concept, meditați asupra acestui topic și ne vedem și mâine. Pa, pa!